Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării. Da, pentru voi, pentru cei care sunteți pe canalul de YouTube și pe Facebook, modernizăm, ba mai mult, amenajăm și ne relo, Vlad? Că! Ne relocăm. Din începutul toamnei viitoare o să avem alt spațiu din care să filmăm această cafea. 172 de emisiuni s-au scurs, s-au băut de aici. Mulțumim frumos pentru sprijinul folosit din banii primiți pe buymeacoffee.com de la Miki, te salut bistreanule, de la Mihail și de la Ovidiu. Mulțumim pentru banii voștri care ne-au ajutat să transportăm ce era frumos aici în studio, în studioul viitor. Tot în Cluj-Napoca și tot în România. buymeacoffee.com/NicuBendea. N-aveți idee când ne ajutați cu donațiile voastre. Pardon, vai, ce greșeală am făcut. Ați văzut pe Grindeanu? Când a fost să dea cu ochii de presă, imediat și-a dat jos ceasul. Eu mi l-am dat mai greu, pentru că e un cadou de suflet primit, am mai zis de 3 ori până acum în cafea, de la colegul Vlad. L-a câștigat la o tombolă. Unde putea să mai câștige o rățușcă și un colăcel și... Și David Popovici, prima medalie de aur la Jocurile Olimpice. Bă, m-a bucurat chestia asta. Tânăr, 19 ani, face în septembrie. Fecioară, ca și nevastă mea. Face 20 de ani. Atlet, psihic, setat foarte bine, declarații puține la presă. Locul 1, aur la 200 de metri liber. Ceva extraordinar pe seceta asta de medalii. Până dimineața Facebook a bubuit. Felicitări, bravo David, bravo, felicitări, noi suntem români. Dimineața au apărut niște postări de genul. Dar cât câștigă David Popovici pentru medalia de aur? Că totul se reduce la noi, la români, la papa. Acum mi-am văzut și tricou, Tonic Show. Prima emisiune la televizor și ultima pe care am avut-o începând din 2012. Mă, cam strânge, dar vorba fotbaliștilor. Dacă nu te strânge tricou în spate, nu faci performanță. Tonic Show. buymeacoffee.com/NicuBendea. David Popovici, un tânăr care a notat în ape limpezi. Acum să vin să vă zic niște subiecte care ne duc în ape tulburi. De exemplu, Marcel Ciolacu. El ce-a zis? Să lăsăm în continuare instituția meditațiilor. Că și fiul meu o lua meditații. De ce o lua fiul s-o meditații? Ca să învețe și el materie și să-l pregătească pe tată s-o ca la 48 de ani să-și dea bacalaureatul. A, pe tulbur, n-are rost. Mai bine rămânem la sport. Gică Hagi a refuzat naționala. O testat el 2-3 zile, o analizat și o zis că... Na, naționala nu-i de mine, nu știu ce. No, pe cine punem antrenor la națională? Iedi s-a dus, Lucescu are 80, Loți Bölöni ungur, Perse Bosmec, ce să facem? Pe cine punem antrenor? Eu l-aș pune antrenor la naționala de fotbal pe antrenorul de la nota lui David Popovici. Pentru că știe cum să note, știe cum să fie prezent mental în orice, mental în orice competiție. Dar astea-s grele. Și după vârstă te lasă. Uitați-vă, Buzz Aldrin. Ați auzit de Buzz Aldrin? Al doilea om care a coborât pe lună. Primul a fost celălalt, Armstrong. Asta s-o căsătorit, are 93 de ani, s-o căsătorit cu o româncă de 65. Și cică și la aia a fost tot al doilea. Adică, bă, o viață întreagă să trăiești așa și până la 90 de ani. Și în orice domeniu să fie tot al doilea, mă rog, e un sport frumos, un sport plăcut. Să nu uităm că suntem la început de august. Mergeți în continuare în concedii, în vacanțe, până în 15, nu sunt nunți, tra-la-la, tra-la-la, că după Sfântă Mărie iară nunți și iară nu știu ce, începe școala, e septembrie, e toamnă. De aici, de unde am făcut 172 de cafele, dar cine le mai numără? Nu vreau să-mi vedeți lacrima din ochi. Vreau să mă vedeți pe mine, care încerc să-l imit pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a fost la Olimpiadă la un meci de ping-pong. Știți cum e ping-pongul? Cum s-o uita oare? Și Vlad să mă focusez. Oare cum s-o uita președintele nostru la meciurile de ping-pong? Și gata meciul. Asta a făcut el în 10 ani de mandat. Ping-pong cu românii. Dar votăm noi pe altul mai bun data viitoare. No.
cumpără cineva așa ceva? De ce ni le trebuie? Ni le trebuie. Silent of the Lambs. Hello, Clara.